Situația epidemiologică în județul Mehedinți se schimbă de la oră la alta. În ultimele 24 de ore, cifrele cazurilor de COVID-19 au explodat. 37 de persoane au fost confirmate pozitiv de ieri și până astăzi. Iar persoanele vârstnice rămân în continuare vulnerabile în fața virusului, întrucât tot în ultimele 24 de ore a fost înregistrat încă un deces la o persoană cu vârsta de 97 de ani. Numărul celor care au fost confirmați pozitiv cu COVID-19 în Mehedinți de la începutul pandemiei și până în prezent a ajuns la 1.499 de cazuri, dintre care 80 de persoane au decedat. Dacă până ieri numărul celor infectați scădea, astăzi cifrele au explodat. 37 de persoane au fost confirmate pozitiv, iar o femeie în vârstă de 97 de ani, infectată cu SARS-CoV-2, a pierdut lupta cu boala. Epidemiologică din județul Mehedinți, astăzi 7 octombrie, este următoarea. 193 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 67 persoane se află internate, din care 10 persoane sunt internate la secția ATI. Precizăm că în județul Mehedinți sunt 18 locuri alocate ATI COVID. 70 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. De la începutul epidemiei până în prezent, au fost confirmați COVID-19 1.499 persoane, în ultimele 24 de ore fiind confirmate 37 cazuri de îmbolnăvire și 80 persoane au decedat de la începutul epidemiei. În ultimele 24 de ore a fost înregistrat un deces la o persoană de sex feminin, vârsta 97 de ani. Persoana a fost confirmată cu COVID-19 și internată în data de 24 septembrie. În data de 6 octombrie este declarat decesul. Persoana suferea de mai multe comorbidități. Numărul celor infectați pozitiv în ultimele 24 de ore arată o evoluție negativă a coronavirusului în județul Mehedinți. Datele menționate sunt în dinamică și se schimbă de la o oră la alta.